Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți actul normativ pentru modificarea privind circulația pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca poliția rutieră să dispună ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. La Camera Deputaților, for decizional, parlamentarii au votat proiectul de lege pe 19 octombrie anul acesta cu 232 de voturi pentru, 3 contra și 29 de abțineri. Poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. Ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz prevede legea. În punctul de vedere dat de guvern, executivul a transmis pe 11 aprilie 2022 că extinderea cadrului legal privind aplicarea măsurii de ridicare a autovehiculelor s-ar putea realiza sub rezerva preluării propunerii ca măsura ridicării să fie condiționată de nerespectarea obligației conducătorului auto care parchează pe trotuar de a asigura un spațiu de cel puțin un metru pentru circulația pietonilor. Un motiv care stă la baza condiționării de mai sus este chiar aspectul menționat în instrumentul de motivare aferent inițiativei legislative cu privire la lipsa unui număr suficient de locuri de parcare, a mai transmis guvernul la momentul respectiv, referindu-se la argumentul invocat de inițiator privind faptul că lipsa locurilor de parcare și politicile de mobilitate urbane defectuoase sunt probleme reale în orașele României, punctând că pietonii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic, expuși pericolului asupra vieții. Inițiatorii proiectului consideră că poliția este privată de un instrument eficient prin care poate înlătura pericolul creat, spre exemplu, de blocarea accesului de către o mașină parcată neregulamentar într-un spital sau o școală sau o grădiniță, sau în cazul în care, prin staționarea vehiculului respectiv, pietoni, inclusiv părinții cu copii mici sau persoane cu dizabilități, sunt forțați să folosească carosabilul pentru deplasare, expunându-se riscului de accidente. În toate aceste situații, din cauza formulării actuale a legii, poliția nu poate dispune singura măsură care înlătură efectiv pericolul, adică înlăturarea acelui vehicul.